Așadar, dragilor, continuăm lecția noastră. Cu cine credeți? Tot cu Mihai. O să vă vedeți ce credeți. Salut! Eu vă spun că era ora 9 și jumătate, Mihai, nu? Aproape 10. Da. Eu mă uitam și eu la un film așa și mă gândeam, zic, poate ai uitat. Da, sau m-am dus la prof online și mai vreau să fac o lecție, că... Da, mă, dar asta le spun lor. Deci, eu credeam că tu ai uitat. Că am stat un pic să mă uit cu bunica mea și cu cea bunicii și cu fratele meu, George. Așa, și eu credeam că tu ai uitat. Da, și cum e vezi? Eu am venit și... Vreau să mai... Hai să facem filmul. Hai să facem filmul. Dar să ne uităm la Am mai stat un pic, am văzut incendiu acolo, am zis, gata, ăsta e ultimul. Cu Loto, a zis. Da. Mamă, dar câți bani a câștigat? Da, mă, dar eu altceva spun. Spun faptul că la ora asta... Eu mă gândeam că tu ai uitat și nu mai îmi spui să facem o lecție. Că crede-mă, este o surpriză plăcută. Hai să spun. E plăcută, băi, Mihai, mă. Și ștergeți patru ăla, clasa a patra. Clasa a patra, pentru că clasa a doua. Și clasa a doua. Am așa facem. Clasa a doua. Deci ele sunt clasa a doua. Două liniuți, nu? Da. Clasa a doua. Da, Mihai. Mihai? Da. Eu am să-ți propun ție acum. Să-ți facem probleme false și probleme adevărate. Îți plac așa? Da, îmi plac. Aia cu, și cu alea cu picioarele, vacilor și cu capetele. Mai de mult un alt film. Atunci când lucrați cu George și cu alți copii. Așa, acum tot 2 ani. Da, cam așa sau un an. Da. M-ați întrebat pe mine diferit la tablă. Mihai, un fermier are, nu știu Gânci câte... Iepuri. Da, nu știu câte ori, nu știu câte brațe, nu știu câți iepuri. Și deci, tu, în total, sunt nu știu câte... Hai, mă, hai ca să-mi place. Și apoi îmi zice că sunt 37 de picioare. Eu mă gândesc, m-am gândit așa, și dacă ziceam că e corect, poate. Că uneori, dacă doar restul erau corecte, și una singură, adică ultima, era greșită. Nu m-am gândit la asta cu toate posibilitățile. Și mă gândeam, bă, ce asta? Ce problemă? Să mă gândesc că eu, hai să zic că... Hai să zic că mă, că nu știu, că... Bă, hai că îmi place comentariul ăsta al tău, este trăirea de atunci, de acum un an sau doi ani, cum spui tu. Da, nu am prea nimic, George, tu, Mihaiță. În curtea unui gospodar, gospodar sunt găini și iepuri. Da, scrieți pe tablă. Găini. Și iepuri. Și iepuri. Ca pe vremuri. Așa zic la unii bătrâni. Da? Găini și iepuri. Da. În total sunt, deci total, 13 capete. 13 capete. Deci, au un loc. Da, mă rog, da. Găini și iepuri. 3 găini și 10 iepuri. 7 găini și câte o să fie? 7, 6, 13, da? Da. Bun. Număr picioare, numărul picioarelor. Da. Egal cu... Mai să văd ce număr să dau aici. 23. Dau la întâmplare, dau 23, 27, îți dau ceva, nu? Știu eu, numai... 5 picioare, mă. Toate picioare. Imposibil! Dar câte, mă, să dau? Dacă ar fi 13, imposibil. Dacă ar fi 26, s-ar putea. S-ar putea cu 26. Da. Ar fi toate găini. Sau... Da, toate, 26, toate găini. Că două picioare are o găină, ori 13, fac 26. Iată tabla mulțirii, mă, de ce e importantă tabla mulțirii, mă? Păi vezi acum, mă, când erai în clasa 0, nu prea înțelegeai tu ce tabla mulțirii asta merge. Nu, mai înțelegeam, învățeam de la dumneavoastră că nu mai făceați cu George tabla mulțirii și mă gândeam, la ce folosește? Da, la ce folosește, mă? De ce e uzura asta? De cine trebuie să-ți utilizezi? Da, de ce merită? Tabla mulțirii? Merită? Deci s-a născut și asta. Merită să înveți și de ce se numește tabla mulțirii? Da. Ce? Este o tablă cu mulții? Ce? Bun. Deci numărul de picioare trebuie să dau măcar 26. Că
Cam așa. De dacă nu dau 26, e o prostie. Mai mult de 26, că dacă e mai mic, fals. E o tâmpenie. Dacă spun tâmpenie, că 10... e o problemă mai tâmpenie. Dacă zic dacă 27... E fără soluție. Dacă zic 27, ia mă, cu 27 merge? Nu, nu, nu merge. De ce, mă? De ce? Nu merge. De ce? Pentru că la 26, dacă sunt doar găini, da, și la 27, nu putem să punem, pentru că dacă punem și unul cu 4, ar depăși. Și dacă punem și încă unul cu găini, tot n-ar merge, dar și ar depăși număr de capete. Deci nu am voie să... Număr de capete trebuie să rămână tot timpul 13. Par, trebuie să fie mereu par și mai mare și mai mare de două ori decât numărul capetelor. Da, deci numărul picioarelor trebuie să fie par. Mi-a zis foarte tare chestia. Numărul picioarelor trebuie să fie par și mai mare de cel puțin două ori, de nu decât de 26. Deci de la numărul picioarelor, dacă notez cu un număr N, acest număr trebuie să fie cuprins între 26 și maxim cât ar fi. Minim 26 și maxim cât ar fi. Să mă gândesc. Și aduna 27 cu 13, nu ar merge, nu cred că asta. Adică te-ai putea, poți gândi dacă ar fi toți iepuri. Da, toți iepuri, că au 4 așa. Picioare, 13 ori 4, 13. 13 plus 13... Fac 26. 26 plus 26, 40, 52. 52, mă! Deci maxim 52. Cum ne ajută... Mulțirea asta și rapid, nu? Da, foarte tare. Da, foarte tare. Într-adevăr, se merită tabla mulțirea asta. Da, se merită foarte mult. Deci, un număr de picioare care să-l dau eu aici, trebuie să fie un număr cuprins de 26 și 52. Sau să fie 52 sau 26. Sau și între. Și par, sus, pare. Da? Deci numărul de picioare egal număr par, ai spus tu. Da, număr par. Cuprins la 26 încolo. Poți să-mi dai un exemplu? Un exemplu? Păi ar fi... un număr par de la 26... 40 și... 8. 48. Corect. 48. 48. Deci, hai să vedem. Să vedem noi acum cum sună problema. Sau... Deci sunt total capete 13. Da. Și număr picioare număr egal... Picioare. Azi te spune egal cu 48. Da. Câte sunt găini, cât sunt iepuri. Da. Și m-am întrebat mereu, ca să aflăm mai repede, nu trebuia să facem împărțire 48 împărțit la 13. Asta mă gândim mereu. Dar de ce nu se parte pe 48 pe 13? Care-i logica? Nu are nicio logică. Da, dar m-am întrebat un pic și eu. Dar oare face? Are vreun rost? Da, oare are? Dar care-i logica? Nu, stai o secundă. Că voi copiii, când vedeți două numere, spunem, le adunăm, le scădem, le mulțim, le împărțim. Și tu te gândeam acum să împarți pe 48 la 13. Da, dar n-are nicio logică. Da. Adică trebuie să împarți 48 la 13. Da, dar de ce? Să încercăm să vedem. Mă, da, 48 la 13, care e motivul? Că nu facem operații numai de dragul de a le face. Știu. Mihai, în clipa în care faci un prim pas, adică închipui-ți tu că ai de cobori niște scări. Și tu spui, mă gândesc să nu să cobor scările, să urc. Da, dacă păi eu tu ai de coborât. Dacă eu sunt sus, n-am cum să mai urc. Păi dar vezi, dar nu... mai am niște scări în spate. Deci atâta vreme cât ai două numere, trebuie să faci ceva cu ele care să se înscrie într-o logică a faptelor. Da. Și acum hai să gândim împreună. Trebuie să luăm pe încercări. Bun, cum te gândești tu? Eu m-aș gândi. Hai să punem doar un singur iepure, să punem un singur iepure? Găini. Bun, mă. Bun. Un singur iepure, da? Să-mi deschidă ciorna. Da, bine. Un singur iepure. Și unul singur ca la care pun patru picioare. Și m-am gândit la asta mai de mult. Da? Mie mi-a dat probleme de clasa prade și eu eram de
întâi sau de-a doua, mă gândeam, bă, dar cum să fac eu pe asta? Am încercat, mi-era prea greu pentru mine. Apoi a venit Mimi și a zis, uite, fă niște cercuri și pune picioare. Și acum numere. Vezi? Asta e tot. Așa, dar noi acum punem un singur iepure, fără urechi. Da? Fără urechi. Că s-ar fi să numără și el. Păi nici mă mi-e confundă. Bun. Și acum, pun celelalte 12 capete. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Am completat. Și le pun doar câte două picioare că-s grei. 11, 12, 13, 14. Gata. Am făcut treaba. Eu să fac, să scriu și eu. Fă toată treaba, numără câte picioare sunt acum. În situația asta. 28! Păi da, eu 28 sunt de toate, da? De toate. Da. Adică trebuia să spui 12 ori 2, câte două au fiecare, 24 și cu 4 de aici, plus 4, fac 28. Da, dar tu ai spus 48. Mai ai picioare, da, fratele meu. Dar să mai zic ceva, eu n-am făcut cu mulți, dar mi-a fost un pic mai greu, pentru că eu am numărat 2, 4, 6, 8, 10. Da, dar 2 e pentru timpul. Da, și tu aș pierde timpul la un moment dat. Trebuie să văd cât de greu le număr. Și am numărat. Nu, dar asta a însemnat să pierzi mult. Știu. De-aia am învățat la mulțire. În loc să duci 2 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 ori 2, 24. Da. Păi de-aia e treaba mulțire, mă. Plus 4, care plus 4 de la, așa, de la 28. Da. Nu, până la 48 mai. Dar nu prea se înțelege... Aici nu a făcut eu bine 8-ul ăsta. Da, știu. Dar ați făcut codița la... Da, bun. La săptămâna cu 0. Gata, m-am revenit. Am revenit. Așa, revenim la problemă. Și... avem picioare. Da. Acum zicem, nu mi-a ieșit. Hai să mai punem la găină, să-l transformăm în iepure. Bun. Mai punem două picioare. La găina asta. Da, la a doua găină. Și... am consumat câte picioare, da, până acum? Am consumat... Câte a făcut acum? 28 și cu 2, 30 fac. Da. 30. Apoi, nu ne-a mers. Mai adăugăm două picioare la următoare găină și transformăm în iepure. Așa am făcut? Apoi zicem 38. 32 am făcut acum. Da. 32. Că 30 a fost până aici și acum am mai pus 2, 32. Da. Nu ne-am mers. Până la 4 jumătate? Da, mai am. Și acum, dacă nu ne ieși, mai transformăm din găină un iepure. Mai facem un iepure. Că două picioare. Și ne dăm 34. 34. Tot bun. Noi mai avem de mers. Nu ne-a ieșit, așa că mai punem două picioare. Mai transformăm o găină în iepure. De acord. Ca să pierzi... 30 și... 6. Nu cred, mă. Hai ca să-mi pierd din timpul. Câte? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ori 2. Da. Egal 16. Da. Și 2, 4, 1, 5. 5 ori 2, 4, 20. Da. Și fac 36. Să... Nu ne ieși. N-am ajuns la 4. Mai transformăm o găină în iepure. Adică încă 2. Da. Și... 38. 38. Nu ne-a mers. Mai avem încă... Da. Încă 2. 40. Și 40. Da. Nu ne-a mers. Mai transformăm una. 42. Mai transformăm. 44. Mai transformăm. 46. Și 48. Da. Și am făcut problema. Sunt 11 iepuri și 2 găini. Deci 11 iepuri. Iepuri. Și 2 găini.
și două găini. Sau poate. Și zi dacă e treaba bună. Da. 11 ori 4 e cam cu 44. De acord? Nu. Cum nu? 11 ori 4. Iepuri au 4 da, picioare. Dar nu ne dă 48. Păi avem două găini. 2 ori 2 egal cu 4. Da. Suma totală este 13 aici. 13 capete. Da, e corect. Adică picioare, 44 este egal cu 48. Picioare. 4 plus 4, 8. Și 40 plus nimic. Deci e corect acum. Păi da, muncim acum mult. Acum e corectă. Da, muncim mult. Prea puțin. Păi prea cum? Puțin am muncit. Păi am muncit mult, mai că am luat... Dacă ar fi fost 50 de iepuri, 50 de capete. Păi, Doamne, cât de mult și eu mă puneam mai două picioare, dar și eu pierd timpul așa, mă. Nu. Trebuie să fie o idee, mă. Trebuie să facem o idee mai scurtă decât cu... Da, asta a fost pentru început. Da. Pentru copii care, care tata și mama le dă mai puțin, pentru că tata și mama știu la ce nivel sunt. Acum le facem la nivel mai mare. Nu, mai dar noi căutăm șmecherii ca să meargă treaba mai repede. Ca să învățăm și pe alții. Uita că se filmează. Nu, se filmează. Filmează, mă. Deci alții trebuie să vadă șmecherile noastre. Da, trebuie. Neapărat. Asta e, mă. Asta e toată povestea. Învățăm oameni. Deci în momentul de față, chestia asta cu punem două picioare, plecând de la faptul că aș avea... Da. Oh, Doamne, trebuie să văd ideea. Îmi place foarte tare cum a reușit, da, dar nu muncind să... așa. Nu da, muncind trebuie așa. Să mai mărim numărul de capete. Să punem... Nu, mărim. Lasă-ne că descurcăm. Deci, în situația asta cu 13 capete, numărul de picioare trebuie să fie între 26, că dacă ar fi toate găini, 2 ori 13 fac 26, iar dacă toate capetele ar fi numai iepuri, 13 ori 4 fac 52. De acord că trebuie să vin cu un N cuprins între 26 și 52. Și tu ai venit cu un N egal cu 48. Da. George. Mihai. Mihai, iartă-mă. Mihai, acum scad din 48 pe 26, pe ce șmecherea? Că văd picioare în plus. Care sunt picioare? Că eu am avut în varianta asta din început, toate sunt găini. Da, toate. Dacă toate sunt găini, înseamnă că toate, peste tot, am câte două picioare. Deci am numai 26 în variantă. Da. Deci presupunem, hai să zicem așa, o primă rezolvare. 1. Presupunem că toate capetele da. Sunt găini. Găini. Atunci, vine 13 ori 2, egal cu 26 picioare. Da? 12 picioare. Și îndată, văd că eu am 48. Am picioare în plus. Da. Și pe 48, din 48, scădem pe 26 și face, din 48, să vedem câte picioare am în plus. 20 și 2. Da, 22. Acum, eu am 22 de picioare în plus din unul de la iepuri. Da. Și câte picioare mai adaug unei găini ca să fac iepuri? Două. Adică pe 22 îl împart la 2 ca să văd câte grupe de câte două am. Deci 22. Da, deci la șmecheria asta trebuie asta să știi împărțirea. Asta e șmecheria tare. Că 22 împărțit la 2, pentru că diferența între găină și iepure e de două picioare. Și eu da. Trebuie să dau câte două picioare da. Acum. Da. Și vreau să văd câte grupe de câte da. Două fac. Dar uneori, unii copii, să zicem că-s la clasa 1, ascultă asta și zice, da, face copilul bun. Dar eu nu știu asta, pentru că nu-s la clasa a 3-a să văd și eu. Dar și tu ai făcut împărțirea acum la 2-a? Eu n-am făcut-o. N-ai făcut-o? Eu o știu. Deci tu n-ai făcut-o, dar o știi. Da, mă. Deci eu m-am gândit prima dată când am văzut împărțirea, mă, dar ce? Apoi m-am gândit. A doua oară am văzut într-un caiet că 6 împărțit la 3 egal cu nu știu cât. M-am gândit, mă, ce? Cum adică împărțit? Deci trebuie să zic rezultatul, adică cât împart
trei prieteni de-a tăi. Da, sunt trei copii. Da? Eu sunt adus, să zicem. Și cum să le împart eu? Mă gândesc. Mă. 6 împărți la 3. Cât se le dau? Da. La fiecare. Și mă gândesc. Cât e format 3? Câte forme de câte 3? Câte perechi de câte 3? Câte perechi de... Cât se pune eu în fiecare grupă? A, știu. Eu am 3 copii, mă gândesc. Hai să-l iau pe rând. 1 plus 1 plus 1 egal 3. Nu merge. 2 plus 2 plus 2 egal 6. A, am găsit rezultatul. Asta e. Da. Asta e. Am găsit. Deci câte 2 le dai? Da. De 6 împărțit la 3 fac 2, pentru că 2 ori 3, invers pui problema. Cât ori 3 se facă 6? 2. Și acum mă uităm pe copii care nu știu. Corect, corect. Și 22 împărțit la 2. 22 împărțit la 2. Dacă ar fi 20? 20 împărțit la 10. 10. Mai 11. 11. Egal 11. Perfect. Am gândit, am 2 copii și am 22 de bomboane. Să mă gândesc, dacă eu am 10, împăr la fiecare câte... Dacă am 20, împăr la fiecare câte 10 bomboane. Dar dacă am 22, știu că jumătate îl dau, e 1. Corect, 11. Da, și la 10, mai adaug 1 și gata, mi s-a făcut 11. Perfect. Corect, George. Tu, Mihai. Mihai, hai să vedem așa. Deci, câte grupe de câte 2 facem? 11 grupe. Da. Adică tu la 11 găini vei interveni să-i pui câte 2 picioare. Adică, ca și cum printr-o mașinărie le fac? E făcut pe găini, da. S-ai făcut iepuri. Da. Deci câți iepuri ai acum? Exact 11. Da. 11 iepuri. Și mi-au rămas 2 găini. Și 2 găini. Băi, tare, deci. Deci fii atent aici. Surplusul de picioare. Da. De la 26 până la 48. Adică 22. Da. Împarți la 2, pentru că tot adaugi câte două. Și vrei să vezi tu câte echipe de câte 2. Adică să vezi câți iepuri vei prinde punându-te câte 2 picioare încă. Da. Și... Răspunsul 11. Da. Și dată că ai făcut așa, nu trebuie să desenezi. Da, nu trebuie să desenezi. Te gândești pur și simplu. Eu fac în mintea mea. Am un omuleț în mintea mea și scriu pe o hârtie niște cercuri și apoi văd. Deci, atâtea cercuri, 13 cercuri. Să mă gândesc. Păi, dacă eu vreau să le aflu mai repede, să nu scriu pe foaie o grămadă, să zică profesorul că eu sunt așa, că le scriu greșit, da. Sau așa că poate am scris un număr greșit sau ceva, da. Și m-am încurcat de tot, zic, mă, hai să fac 48 minus 26. Ai, încă 22 și acum zic, mă, dacă știu și împărțirea, hai să fac 22 împărțit la 2. Pe la 2, pentru că tu, tu trebuie să adaugi câte 2 picioare. Da. Că diferența dintre la 4 picioare la 2 picioare, da. Diferența este de 2 picioare. Că dacă ar fi diferență de 4 picioare... La 4 ar trebui să împarți acolo. Da, dar mici animale cu o grămadă de picioare. Bun, că m-ai provocat acum. M-ai provocat, apropo de diferență de 4. Oh, hai să creăm un fel de animale care au mai multe picioare. Nu, animale, ne gândim la altceva, la vile. Da. La vile. Oh, bună. Sau așa... Băi, vile cu 7 camere și vile cu 3 camere. Sau niște camere cu câte canapele, cu câte... Bun, și acolo mă gândesc. Dar se merge cu vile. Da. Hai într-un cartier așa, băi, John. Băi, Mihai, hai că facem o problemă tare acum. Într-un cartier. Da. Într-un cartier sunt vile cu 8. Da, cu 8 camere și cu 5 camere. Perfect. 8 și 5 camere. Hai, vă scrie și tu, gata. Gata, nu mai pierdem timp. 8 camere și 5 camere. Deci, într-un cartier. Da. Într-un cartier. Știi cum se scrie într-un, nu? Într-r, liniuță, un, parcă așa. Da, știu. Într-un cartier. În cartier. Sunt vile cu
acolate, 3 camere. Și cu 8. Nu, ai spus 5. Da, 5 camere. Și 8. Și 8 camere. Da. Diferența din 5 și 8 e 3. Băi, foarte tare. E important aici. Da, foarte, foarte. Când o faci mișcările, grupii de câte 3 te interesează. Poate să fie greșit. Sau nu. Hai că e foarte da, important. Deci numărul total de vile, hai să zicem, numărul total de vile este, dă tu, cât e numărul total de vile? Să zicem 29, 24, 29, să fie mare, să fie mult, să mă pui să fac 29 de cerculețe, că așa că nu am chef. Să le arătăm o șmecherie, da, e beton. Beton. Da. Terminat. Beton. Bun. Deci 29 de vile sunt în total. Da. Deci numărul total de vile este 29. Numărul de camere sunt, iată, să zicem, sunt câte, mă? Deci trebuie să fie între... Aici e tare, trebuie să ne gândim ceva... Păi stai, trebuie să între, între cine? 29 ori 5, că dacă ar fi toate cu 5, și 29 ori 8. 29 ori 5. Între ele? Între ele trebuie să fie un număr. Hai să dăm tot un număr între... Să facem 29 ori 5. Hai să facem 2. Deci, dacă toate ar fi de 5, trebuie să mulțim 29 ori 5. Ca să avem numărul minim de camere. Da, să vă zic ceva. Păi, dacă de la 5 până la 8 e diferența de 3 și la mulțire e diferența de 3. Sigur, nu, și la mulțire e multiplicat de 3 ori. Da, 29. de 3 ori. Așa. Deci 5 ori 9? 5 ori 9 este egal, luăm pe rând, 5 ori 10. 5 ori 10 face 50. Nu, sau... că tu vrei să fii 5 ori 9, da. Nu știi cât faci 5 ori 9, dar... Știu. Cât? Adică, să zicem așa, 50 minus 5. Așa e, mă. 45. Așa, mă. 45 și 4 le ține. Să fac așa. Așa trebuie de gândești, da. Și care nu știu cu 9, fac așa. Imediat ai făcut. 5 ori 2? 5 ori 2? 5 ori 2, 10. 10. Și cu 4 ăsta? 14. Da. Deci, 145 e numărul minim. Da. E mai mic decât numărul meu de camere. Care mai mic sau mic... egal, că ați scris mai mic sau egal. Da, și egal, poate fi și egal. Chiar știu, toate... mai mic sau egal, ca și ne-a învățat și doamna, da? Că e ca un egal cu... Deci cu posibilitatea să fie 145, da. Când toate sunt de câte 5 camere. Da. Scrie deja un egal și un da, luăm și cu numărul ăla. Bun, acum maxim, când sunt cu 8 camere, deci 29, trebuie să mulțim cu cât, cu? Cu 8. Cu 8. Așa. Și 8-9 ne gândim tot cum am făcut la 5, 80 minus 8. Exact. 70 și 2. 2 și 7. 8-2? 8-2 este egal cu... 8 plus 8. Știu. Este egal cu 16. Și cu 7. 20... Și 16 îi trebuie un 4 până la 20, luăm din 7 și rămâne 3. 23. Da, 23. Ca să nu pierdem timpul. Deci așa se judecă. Lui 8 ori 2, 16. Da. Lui 16 îi mai trebuie un 4. Da. Lui 6 îi mai trebuie un 4, da, ca să facă 10. Da. Da. Eu uneori mai întreb pentru că eu mă gândesc. Deci mă gândesc. Dacă îmi dă cu 2, eu să zicem... 7 ori 2. Zic. 7 plus 7. Nu, zic 14. După aia, când îmi zice 7 ori 3, eu mă gândesc. Zic. La 14 zic, da, zice 14. Înlocuiesc pe 4 cu 7 și apoi număr. 7, 8, 9, 10. Păi, pierzi mult timp. Da, știu, pierd mai mult timp. Da, mă, și așa că mă gândesc, număr. Hai, mă, că să fac așa. Când zici 7 ori 3, pleci la 7 ori 2, care știe că îi faci și 14, și la
Încă pui un 7 repede. Da. Pui un 7 al 3 la 7. Da, și dacă mi-a mai rămas 4, pun un 3, îmi dă 10 plus 1? Deci, asta... 21. 21, asta e. Și mă gândesc, mă, dacă îmi dă 3, pun 3 de la ăla și gata. Deci asta faci rapid chestiile astea. Da, deci astea se fac în mintea ta ca să dai răspuns corect. Dar după un timp, când anii trec, când ai zis 7 ori 3, 21 vin după tine fără să dai seama. Mecanic. Da, deci... Dar ție nu-ți place asta, nu-ți place mecanic. Tu vrei o logică a faptelor. Nu, eu le învăț uneori când se fac mai lungi, că mie mi se pun în cap dacă le repete mai multe ori. Că așa mi se pune și mie, adică am spus o dată. Deci, fără mă spune, acelui se pune în cap. Bă, ce fain îi spune, îi spune în cap dacă le spune mai multe ori. Nu, da, măi, așa mi se spuneau și mie în cap, după multe repetiții. Hai că acum mi-ai atras atenția asupra o chestiune care mi-am amintit-o eu cu Gărame Leva. Clasa a întâia, a doua, a treia și o mai departe, a patra, învățătoare, mai ales în primul clasă, 1, 2, așa, îmi spunea, copii, pentru mâine aveți lecția asta. Trebuie să o citiți de 10 ori. Nu, de 5 ori. Nu, de 10, mă. Asta e rețeta învățătoarei mele. Deci învățătoarea mea spune de 10 ori. Eu respectam cu sfințenia asta. Băi, de să dărâma pământul. Eu nu discutam de 10 ori trebuie să citesc. Mă, ce greu îmi vine la început. Unu, pedeam mult timp. A doua, leacă mai puțin. A treia, a patra, a cincea. Când scăpam la a cincea oară încolo, hai, Doamne, ce frumos mai era. 6, 7, 8, știam un pic de rost lecția. Da, și când ai terminat-o era atât de fericit încât dăsai ca o balerină. Da. Deci asta vreau. Dar simți o bucurie în cap când te laudă cineva și când termini ceva. Dar nu trebuie să laude. Dar eu simțeam eu bucuria în interior, da, bucuria meu, în interior. Sufletească, pentru că... Pentru că ai terminat ceva care... Și a 10-a oară i-a avut dreptate. Că dacă am citit-o de 10 ori, a 10-a oară eu știam cu cartea închisă. Era în clasa a întâia, abia știi silabele. Așa, pe rolul, că și la mine pune, zice la o cerință, citiți textul de 5 ori. Acum e cerul de 5 ori la noi. 5 ori? Da. Păi dacă v-ați cere de 10 ori, ce bine ar fi. Dar ne cere de 5 ori, dar tu ține minte că la 5 ori, uite așa ne zicea doamna. Uitați, repetați aia cu mine. Prima o repetăm cu cartea deschisă. După aia, închise și eu. Am fost la aia cu cartea închisă și a fost bine și m-am pus de două ori, adică deci erau trei loruri, povestitorul, copilul jignic, că erau mai mulți, copilul jignic și profesoara. Eu eram profesoara și ziceam cel mai bine rolul. Toți care ziceau cel mai bine, adică doar trei erau, au fost cu mine și tot am recitat extrem de bine, de ca și cum ar fi vorbele... Erau la tine, erau în spatele tău, erau de avea buzunar. Da, mă gândeam, mă, am emoții, mă, dar cum, nu prea le știu eu fără carte. Deși le-am făcut fără carte, atunci știam că nu o să fiu în față toată clasă, că e normal să greșesc atunci. Mă, dar în fața clasei, în față, mă, dar... Era atât de... Era o presiune asupra ta, da? Da, presiune, mereu și la spleș. Când stai pe aia, mamă, și se strimură, mă, strimură... Pantaloni. Da, strimură picioarele și când stai acolo, vezi că faci o săritură de 10, 10, de 3, de 10 și ești fericit, îți vine să dansezi. Așa este. Da. Hai să ne întoarcem la loc, că ne-am luat cu vorba. Da. Trebuie să facem. 9 ori 8, 72, 2 și 7, da? 8 ori 2, 16 și cu 7, până lui 16, 20 și 3, că rămâne din 7, un 3. Da, 23. Atunci l-am consumat, că am făcut 20. Deci 23. Așa. Deci numărul nu este între 145 și 232. Da, 32. 245 și 232. Ei bine, deci atenție! Noi dăm un număr de camere cuprins între 245 și 232. Dacă cumva tu tai 244, e o prostie. Da. Că n-ai voie să dai un număr de camere mai mic decât 245.
Că nu te încadrezi. Trebuie să dau par. Ai. Băi, mai Mihai. Mihai, dacă tu îmi spui aici ce număr trebuie să dai, ești cel mai fericit în seara asta. Eu ies pe stradă și scot un chiot. Chiot de bucurie. Voi chiui, mă, știți? Adică dansați pe stradă? Da! Mă, tu n-auzi, dacă tu îmi dai, dacă pe numărul ne, îl dai corect. Corect. Număr. Între ăsta și ăsta, dar să fii deștept. Nu orice număr. Adică, nu greu, mă, bă, nu greu. Bă, nu greu, bă, nu știu, deștept, mă. Să punem pe cineva în dificultate. Nu, mă, trebuie să fii deștept, mă, altceva vreau să fac. Deștept. Deci un număr deștept. Dacă tu spui asta, eu acum ies pe stradă și filmăm cum merg și alerg pe stradă. Așa, îmbrăcat așa. Băi, dacă tu dai numărul acela, spune, este formidabil. Nu trebuie. După asta, mă duc la mine, dacă zic corect. Chiar în filmare, mă duc la Mimi și zic... Hai, încoace pe Mimi să-l vezi, hai tu să-l vezi pe Mimi. Da, pe mine ne rog să pe stradă. Așa. Fii atent. Atât îți spun, atât e de interesant. Și o dă-mi un număr între ăsta și ăsta să fii deștept. Păi ar fi... Băi, să nu ghicești. Eu vreau să-l justifici. Dacă dai un număr la întrebare... Să-l spăză în ochii dumneavoastră. Da. Uită-te. Uite-te, mă, uite-te. Uite-te, da. Dă numărul. Hai, mă, că nu, nu ți-l spun. 200. Da. 200. 12. 212. Dacă le-ai nimerit, m-am terminat cu tine. Deci 200. 12, da? Tu ai dat la altă plană, știi, ai spunea deja. Nu, nu, am citit în ochi, mi-a apărut în fața mea, 262. Amă, că nu mă citesc gânduri, nici eu nu, adică să citești gândurile celui care le are. Dar eu n-am niciun gând acum. Hai, că nu știu ce număr să dau. Deci, pe românește. Eu nu știu pernă corect. Să fie. Acum, hai să scădem din 212 pe 145. Știi bine cum se face, nu? Deci 212. Minus 145. Da. Și fac egal cu cât. Ai ajută-mă că să fac scăderea asta acum. Bine. 5 din 12. Nu se poate, ne împrumutăm la 10 și ne rămâne 5 plus 2. 7. 7. O rămas 0 aici. 0. Nu putem, 4 din 0 nu se poate. Ne împrumutăm la sute. 4 din 10. Și ne dă 6. 6. Și... atât. 1, 1, 1, 67. Acum pe 67 îl împărțim la... spune-mi tu. Deci... la cât? La diferența de camere între 5 și 8. 3. La 3. 3 în 7. Dacă se împarte exact, ai bafta mești pe stradă. Dacă nu... Să dea. Că fac și pagatul dacă îmi dă. Dacă nu... Și tu spui, îmi pare foarte rău. 6 în 3, merge de 2 ori. 2 în 6, 2 în 3, 6. Nimic, coborăm de 7. 3 în 7, merge de 2 ori. 2 în 3, 6. Și rămâne 1, nu le-ai dat bine, mă. Trebuie să faci părțile astea. Deci nu le-ai dat bine! Nu! Nu! Nu 212. Cât, George? 214. 214. No! Cu 2 mai mare, că se bate exact. Ia să vedem. 214. De ce? Să vedem. De ce? Cum ai putut? Hai. Asta e. Hai să scădem acum. Din 214, hai. Din 214, da? Scădem pe 145 și vin 5 din 14, 9. Iar 4 din 10, 6. Iar 69 se împarte la 3. Că 3 în 6 merge 2 ori. 3 în 9 covori pe 9. Aproape eram! Da. Atât de aproape și tot. Foarte important să dai un număr care se împarte exact la 3. Așa de aproape și totuși atât de departe. Foarte clar. Că-i dat la întâmplare. Hai ce vreau să spunem. Că mi-a arătat în ochii dumneavoastră 233. Mi-a părut
300 și m-am gândit, nu, dar nu era nicio chestie. Mă gândeam la 214 și mă gândeam, măi, păi ești mincinos că în ochii mei nu era nimic, că nu aveam în ochii mei. Eu aveam ochii mici și nu se vedea nimic și nici nu știam. Ce să vezi tu în ochii mei când eu nu știam? Eu știam că te auzi de pasporci, dar am zis că nu credeam în mine. Trebuia să mă teleportez înapoi. Bun, gata. Dă-mi un alt număr. Dă-mi un alt număr deștept. Cam să meargă din nou. Ca să merg deodată. Mai am o șansă? Sigur. Deci dăm un număr între 245 și 232. Care să fie cuprins în ăsta și să, după ce faci scăderea, să împarte exact. Mai am o șansă pentru reușită. Zeu. Așteaptă cu sufletul la gură, oare Mihai va reuși? Să văd? Dă-mi număr care să fie deștept. Îmi rup degetele dacă greșesc. Număr deștept. Deci, nu toate numele. Eu am voie să mă gândesc un pic, fac pe cioră să reptez. Da, te las, te rog frumos. Te rog frumos pe cioră, lucrează un pic. Și gata, șansa mea, Nina, nu alergă pe stradă. Alerg pe stradă, gata, ți-am promis, dar te rog. Să încercăm. Te rog. O, le zic cu voce tare. Da, cum gândești, mă interesează. Cum zicea, l-aș da pe 218. M-aș gândi la, dar noi nu zic pentru... Da. Nu miroase șansa. 218. Dacă ai merge cu 218. 214 a fost deștept. Da, chiar. A fost deștept. Da, ăla a fost, ăsta a fost, ăla a fost. Acum când caut unul pe lângă 214 deștept. Da, a câștigat la lot, adică. Da. Și acum eu trebuie să zicem, dau 218 și mă gândesc acum, 218, da, 218 minus 145, da, 145, să văd, 3 este egal cu 3 unități, 4 din 1 se poate ne împrumutăm la sute, da, împrumută-te. Egal cu 6 plus 1, 7. Așa, 7. Deci, o anunț pe mini, rupușa trebuie. Da, pe cine? Da, cine rămâne? 73. 73. Să vede de putem. Dacă se împarte exact la 3. Dar măcar am mai multe șanse, deci pot să-mi zic cu voce tare să iau. Da, 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 ca să audă toată lumea că e fain. Da, și asta îmi dă o șansă de reușită. Da, 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 da. Oh, deci dacă nu o faceți... Ia să văd, 73 împărțit acum la 3, da? Se va întâmpla ceva extrem de urât, deci... Te rog frumos, fă împărțirea. Nu trebuie să se... 73 împărțit la... 72. 73 m-ai zis. 73, da, scuze. Împărțit la 3. Asta e diferența. Împărțit la 3. Că e diferența între 8 și 5. 3 împărțit la 3. Nu, dacă zice 6... Nu. Zice așa. 3 în 7 merge de 2 ori. Da. Aia e așa, 73. Da. 73 împărțit la 3, da? Da. Și zic... 3 în 7 merge de 2 ori, că 2 ori 3 fac 6. Te rog să faci asta. Așa. 2 ori 3 fac 6. 2 6. E corect, nu? Nu știu ce. Și rămâne restul 1. Lângă 1 ăsta. 4. Pui 3. Nu pui 3, cobori pe 3. Și mi-a rămas 13. Și 3 împărțit la 3, nu știu, 13 împărțit la 3 în spate. Mai da bine. Dacă ar fi fost 2. Nu ziceți, pentru că eu am zis cum am gândit, deci eu am zis cu voce tare, pentru că eu am zis, mă, eu trebuie să fac pe ciună ca să dau la corect, ca da. Mâinile să se ducă pe stradă. Da. Și eu am zis cu voce tare pentru că dumneavoastră mi-a zis, da. Asta nu s-a pus. Nu s-a pus asta? Nu, pentru că eu am gândit-o pe asta. Atunci, la unde te gândești? Deci numărul 200, da. 200, cât ai zis? 218 nu merge. Trebuie să fie ceva cu 14, 114 ar merge, dar să ne gândim mai așa. Dacă e 114, nu se încadrează? Că trebuie să fie 45.
104. Da, e mai mic. Nu trebuie să ne gândim la altceva. Putem să luăm 100 în afară de... Înainte am zis... 214 urmează. Înainte am zis 212. Da, și n-am mers. Așa. Să încercăm și cu 213. Eu le pun pe încercări. Deci da. Șansa de reușita mea să dansez pe stradă este de 99%. 99%? Da. Bine. 1%. Bine, 99%. Aaaa, că le încerc pe toate. Poate nu mai sunt. Deci trebuie să mă gândesc că trebuie să le fac pe toate. Sunt foarte multe acolo, nu? De la 200... 45 la 232? De la 145 la 232 sunt foarte mult. Trebuie să fac 90 și ceva, cred. Păi dacă faci scădere acolo, ai destule. Deci le-au pisărite, să zicem, 144. Păi mai puțin decât să-ți nu spate. Aaa, 100. La 145 încă. 145. Ar fi un număr prea prost, orice prost la rafran. Care? Asta, 145. E numărul mic. Păi adică asta, asta ar fi, de 5. Toate ar fi de 5. Da. Și nu așa. Da. De acolo între, de acolo înainte. Da, este chestia... problema asta ar șmecherie la mijloc. Trebuie ceva la mijloc. Dar chiar sunt... Dăm primul, după 145, dăm primul următorul. 146. Să mă gândesc. Nu zice. Dacă... Încă mai am șansa să mă văd. Fă-mă pe 146 să vezi dacă îți merge treaba. Dar asta nu se pune, că dacă e... Nu se pune, mă, gata. Dar am șanse de încercări. Hot! Sigur. În infinite. La o comandă. Până la o comandă. Dacă 146. 146. Scazi din 146 pe 145. 140. Un împărțit la 3, adică. Nu spate. 3, a trebuit să... Trebuie să pun 3 împărțit la 3! Adică la 145 trebuie să-i pui 3. 3 trebuie să-i pune. Deci, 3 împărțit la 3 dă bine? Da, 1. Deci, am aflat... Nu! Trebuie mai întâi să fac picioarnică. Să vedem! Atenție, mult, nu te alinți că se înregistrează și îți iasă urât. Știu, dar asta e o șansă chiar bună. Adică... Cred că se pune 140 și cât ai să nu mai lungim vorba? Prima dată am zis 146 plus 3. Și n-a fost. Da. La 145 plus 3. 145 plus 3. Sau 145 plus 6. Nu. 145 plus 6. Că trebuie să dai tot timpul multipli de 3 ca să parte exact. Trebuie să dăm, cred că, numele pare. Nu. Este așa. 145 care este ca începutul, apoi 148. Da. Că am pus 3 lui 5. Da. Ca la diferență să apară 3, să parte exact. Apoi 150 și 1, că mai pun 3. Da, dar ei sunt numere impare. Dar n-are importanță să pare sau impare. Nu, din 3 în 3. Din 3 în 3 sunt adică... Trebuie să le cresc din 3 în 3 ca la scădere să afle multiple de 3. Păi dacă numărăm de la 145 din 3 în 3, da. Îmi crește șansa de reușită. Adică în loc numai ele din 3 în 3 sunt deștepte. Da. Știm da? Cale de aici 150 și cât ar să fie? 154, următorul. 154 plus 3. Și cam 157 și mai departe până ajung la 157 corect. Bun. 157. Da. Ești, ți-am dat un număr, nu? Care s-ar fi de-asta. Nu, dar... Nu pe ăsta le-ai. Niciunul din ăsta care l-am construit eu. Deci trebuie să iau din 3 în 3. După ăsta vine unul fals, după cel fals, nu, nu, nu. Corect. Nu. După următorul, dacă ar dă în 3, tot deștept este.
157 cu 3, 160. Da, din 3. Că dacă nu e din 3, nu e deștept, e prost. Da, asta e tot. Ia să calculăm de 1, 157. Nu, 157, după aceea vine... 160 și... 160. 163, ăla-l pun. Să văd, să văd, mai distă, văd. Că nu se epuiza șanța. Bine. Deci, atenție, gata. Bine, o fac serios și dacă-mi pică, daaa! Gata? Și am un sfârșit șansă de reușită, 29%. Deci din 3 în 3, plecând de la ăsta, dar de ce din 3 în 3? Pentru că diferența de camere da, este 3. Da, din 3 în 3. Adică, ca și dacă ar fi din 6 în 8, ar fi 2 număr norocos. Dar da, acum e 3. Trei, din da. Cauza asta. Din da, 2 da, în 2 da, am merge. Da, deci noi mergem din diferența asta da. Dintre camere. Sau dacă ar fi în loc de 5-7, 1. Deci da. Toate sunt corect, adică. Da. Dacă ar fi 1, toate sunt corect. Deci pun la Andala să mă fie mai mare. Deci atunci face numele ar fi corect între da. Cele două. Da. De acord, da. Te rog. Da, de acord. Și să fac pe aia 100... 63, să vedem, minus 145, 145, da. Este egal cu 5 minus 3, nu se poate, ne împrumutăm la 10, 5 plus 3, 8, să vedem aici, 6, 5, și minus 4, 1, și 1 minus 1, 0. Ne-a dat 18. Deci ai scăzut din cine? Din 200, cât ai zis? 163, nu? Așa da, ai zis, 163. Da? Minus 145, nu? Da. 5 din 13, 8. Iar 4 din 5, 1, 18. 18 se împarte la 3. 18 împărțit la 3, să ne gândim 8 împărțit la 3. Nu, nu, 18. 3 ori cât se fac cu 18? 3 ori cât? 18. 3, să vedem. 3 ori cât se fac cu 18? Să vedem dacă ar fi... 5, nu se fac 5 ori 3, 15. 5 6. Ori 6, da. 6 ori 3, 18. 6, să vedem, este egal cu 6. 6 înseamnă 6 apartamente de către 8 camere. Da. Și până la 13, sau câte erau 13? Apartamente. De 5 camere. Deci răspunsul corect este 6 apartamente de da. 8 camere și 7 apartamente de 5. Știți ce înseamnă asta? Să ieși pe stradă. Da. Da. Adevărat ar fi fost dacă nu te-aș fi ajutat eu. Nu, eu știam asta. Da, n-ai știut. S-a înregistrat în cameră. Am trebuit eu să te ajut cu... După 145, următorul bun este 148. Tu ai zis 146, 147. Dar 148 nu ți-ar venit în minte abia când te-am... pus în situația, vezi tu la rezultat? Nu, eu știam că numărul norocos e din 3 în 3, doar că eu n-am realizat că trebuia să număr din 3 în 3 de la aia, credeam că da, și 145 e numărul norocos? Da, el este norocos de început. Când toate virile sunt câte 5 camere. 145. Dar acum, dacă vrei să apară și vile cu câte 8, înseamnă să transformă o vilă din 5 în una de 8. Îi mai trebuie un 3. 3 camere. Și atunci, la 145, mai pui un 3, 148. Dacă vrei să transformi două vile de 5 în două vile de 5 în două vile de 8, trebuie să pui 3 și cu 3, 6. Deci, concluzia, dragilor, sigur că a fost o plăcere, Mihai, a fost o plăcere, o interesantă problemă. Hai că ți-ai
Păcat că n-am ghicit. Păcat că aveți... frumos pentru mine asta. Da, ai fi dorit tu neapărat să mă vezi pe stradă acum, mă și filmai. Da? Da, și puneam și pe YouTube să vă puneam like. Puneam pe YouTube, sigur că da, de acord. Dar tu îți dai seama ce am riscat eu aici. Că dacă din întâmplare dădea un număr deștept, care diferența se împarte la 3. Da, chiar trebuia, de ce Mihai ai greșit? Asta a fost Mihai, te rog să frumos să înțelegi că asta a fost. Știu. La revedere, dragilor. Da. Să vedem de ce. Eu mai vreau să fac probleme. Ne oprim, că e frumos, mai discutăm și mâine. Bine. E deja 10, nu? Cât e, George? E aproape 11. Aproape 11. Mulțumim frumos, dragilor. La revedere. La revedere.